Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii 123 Milena, împreună cu numerologul Milena Haleț. Nu e așa că este frumos aici, la Litoral TV? Nu e așa că va fi din ce în ce mai frumos? Nu doar pentru că urmărim emisiunea de numerologie 123 Milena cu numerologul Milena Haleț, ci și pentru că se apropie sărbătorile, ci și pentru că aici, la Litoral TV, veți avea ocazia până la sfârșitul lunii decembrie să urmăriți tot felul de emisiuni dedicate acestui sfârșit de an, a emisiunilor dedicate sărbătoririi Crăciunului și a Noului An. Joi! Joi, orele 17.30, ca de fiecare dată, vom discuta despre vibrația săptămânii imediat următoare, de această dată, săptămâna cuprinsă în perioada 13-19 decembrie 2019. Vom discuta despre felul în care se calculează vibrația universală, vom discuta despre diferența dintre vibrația universală și vibrația personală, pentru că este foarte important. Despre acest lucru discutăm la fiecare emisiune, pentru că este important să țineți seama, să țineți cont de faptul că există o vibrație universală și că există o vibrație personală. Anul 2020, mai avem foarte, foarte puțin uh, timp până în 2020, uh, dat fiind faptul că vor urma tot felul de uh, emisiuni. Uh, care vor fi speciale pentru Crăciun și Revelion, am considerat că la această emisiune ar fi bine să discutăm despre anul 2020, despre vibrația universală a acestui an 2020, despre ce înseamnă foarte, foarte pe larg acest viitor an 2020 cu a lui vibrație 4 și tot la fel foarte pe larg despre vibrația fiecărei luni în parte din viitorul an 2020 cu așa câteva elemente esențiale vă voi explica și cum să vă calculați fiecare dintre dumneavoastră vibrația personală astfel încât să înțelegeți mai bine ce anume ar trebui să faceți, cum anume ar trebui să vă um, organizați fiecare zi în parte și cum ar trebui să țineți cont de, de, de vibrația universală și de vibrația personală care vă spun eu, de fiecare dată ar trebui să fie în armonie, zilnic, astfel încât misiunea dumneavoastră, astfel încât planurile dumneavoastră să fie cât mai ușor de realizat. Am tot avut pe parcursul ultimelor două săptămâni discuții, de cele mai multe ori au fost online cu doamne, cu domnișoare care mă întrebau diverse lucruri apropo de anul 2020, dar apropo și inclusiv despre relațiile personale, calcule legate de compatibilitatea dintre două persoane, dintre trei persoane uneori. Despre cât de bine sau cât de mai puțin bine ar fi să rămână într-o relație, să intre într-o nouă relație, dacă partenerul ar fi partenerul potrivit, dacă este bine să rămână cu acest partener și în anul 2020. Dacă nu, care cumva anul 2020 promite. Uh, inclusiv o căsătorie. Ei bine, um, una dintre uh, discuții a fost legată despre uh, faptul că domnișoara respectivă este o domnișoară, o femeie, este o femeie totuși, o femeie puternică. Și <coughs> întrebarea era dacă, uh, de ce. De ce partenerul ei, de ce iubitul ei era la un moment dat nemulțumit de faptul că este prea puternică, și de ce iubitul ei a spus la un moment dat că ar avea nevoie și de un pic de sensibilitate. Este adevărat, femeile puternice sau femeilor puternicele este tot mai greu să-și găsească parteneri. De ce? Pentru că Bărbații preferă femeile puternice de obicei la serviciu unde se pot baza pe calitățile acestora. Acasă însă au nevoie deopotrivă de blândețe, de gingășie, dar și de putere. În condițiile în care o doamnă este alcătuită, și acum mă refer strict la numerologie și la profilul ei numerologic, este alcătuită, are în profilul numerologic numai cifre puternice, numai cifre tari, numai cifre dure, acelei femei îi va fi foarte dificil să se adapteze unui soț care are nevoie de ceva blândețe. În general, Femeile puternice sau femeilor puternice le este greu să înțeleagă sau le este greu să-și exprime anumite sentimente, considerând această exprimare a sentimentelor ca fiind pierdere de timp, ca fiind inutilă. Se poate întâmpla în același timp, îmi notasem eu aici. Ca femeile puternice să fie foarte ocupate în a dovedi că sunt puternice și să uite să fie blânde. Ei bine, e dificil de spus să uite să fie blânde. De cele mai multe ori ele nu știu exact ce înseamnă termenul sau presupunând că ar înțelege ce înseamnă blândețea, nu știu cum să-și o exprime pentru că nu au experimentat-o ca atare. Nu li se pare potrivit sau li s-ar putea părea a fi un semn de slăbiciune exprimarea acestei blândeți sau exprimarea anumitor sentimente. Poate că nici nu înțeleg necesitatea, considerând răgălășenile prostii sau pierdere de timp. Ei bine, Este adevărat că ideal ar fi echilibrul. Dar pentru ca acest echilibru să existe, atât la serviciu, cât și în familie, ar trebui ca în profilul numerologic al fiecarei persoane să existe un oarecare echilibru, să existe cifre reci și să existe și cifre calde. În aceste condiții, este posibil ca omul respectiv, bărbatul respectiv sau femeia respectivă să știe când să fie puternic și să știe când să fie blând. Ce te faci însă dacă le amestecă dacă este blând atunci când, sau moale, să spunem așa, atunci când ar trebui să fie dur, când ar trebui să lupte, și dacă, și ce te faci dacă este dur și puternic acasă, acolo unde este nevoie de blândețe, acolo unde este nevoie de înțelegere, acolo unde este nevoie de drăgălășenie pentru a păstra uh, acel uh, sentiment de apartenență. La familie, acel sentiment de apartenență la cuib, pentru că, de fapt, ce ne ține legați, ce ne ține împreună, ne ține uh, împreună acel sentiment de mă simt bine. Ce mă fac dacă, uh, în drum spre casă, mă gândesc că soțul meu se va uita la mine. Chiorâș, întrebându-mă ce ai făcut în astea 5 minute, ai întârziat, dacă ai fi stat la coadă la pâine, ar fi durat 3 minute, dacă ai fi stat la coadă la țigări, ar mai fi durat nu știu cât, sau dacă te-ai fi întâlnit cu cineva pe drum, ce ai făcut. Ce te face dacă ai avea o soție dificilă care s-ar uita urât la tine, care n-ar ști să-ți spună câteva vorbe, vorbe drăgălașe, care n-ar ști să te susțină. Este nevoie de echilibru, este nevoie de înțelegere, este adevărat că avem nevoie și de putere, dar trebuie să știm când să folosim acea putere care... Ne-a fost oferită și poate că uneori avem nevoie să uităm că suntem puternici, avem nevoie să punem capul pe umărul celuilalt, să ne dăm răgaz, să ne oferim șansa de a fi slabi și de a-i lăsa pe ceilalți să ne mângâie, să ne încurajeze să ne ridice, să simtă că ne-ar putea ajuta, să simtă că pot fi utili. Este importantă într-o relație, este important într-o relație echilibrul. Este importantă compatibilitatea, așa cum am spus eu, și este important să știm că, spre exemplu, în profilul numerologic există câteva cifre foarte, foarte importante. Dintre aceste cifre importante, calcule, da, importante, remarcăm așa, cifra destinului care este teoretic cea mai importantă cifră din întregul profil numerologic și care ne um, informează, care ne oferă informații despre trăsăturile generale ale caracterului unei persoane. De regulă, această cifra destinului este la rândul său formată din alte două cifre. Adică să zicem că o persoană are cifra destinului 8, foarte rar vom întâlni persoane cu o cifra destinului 8 curat, adică 8 din 8 și 0. De obicei acel 8 este alcătuit din 8 din 2 și 6, 8 din 4 și 4, 8 din 5 și 3. În această, în această cifră 8, în această cifră a destinului, existând trăsături oferite de cifrele 3 și 5, spre exemplu, 2 și 6 sau cifra 4. Această cifră a destinului, ca și toate celelalte cifre care se calculează pe baza datei de naștere, ne oferă informații despre trăsăturile de caracter. Este important să avem răbdare să descoperim caracterul unei persoane, pentru că de obicei suntem superficiali și Judecăm oamenii după comportament, bineînțeles că este foarte important comportamentul. În numerologie, comportamentul se calculează pe baza numelui pe care îl purtăm, pe baza numelui complet. Însă, comportamentul unei persoane față de dumneavoastră, față de mine, față de tine, prietena mea, față de tine, dragul meu, prieten, poate fi um, uh, cumva determinat, poate fi cumva. Um, haideți să spunem determinat, da? De, um, de modul uh, în care este apelat, nu de modul ca și tonalitate, ci de apelativul pe care îl folosim în relația cu respectiva persoană. Și vă spuneam eu de fiecare dată că. Uh, în condițiile în care avem de-a face cu o persoană rece dar ne-am atașat de acea persoană rece n-am putea trăi fără acea persoană lângă noi chiar dacă este rece, chiar dacă este dură am descoperit că are niște calități extraordinare care ne ajută, care ne susține, care avem nevoie însă din când în când tânjim după un pic de blândețe, după un pic de tandrețe, după un pic de înțelegere. Cum facem acest lucru? Cum facem dacă această tandrețe, dacă această putere de a fi mai drăgălaș cu partenerul nu există în caracterul persoanei respective. Păi atunci apelăm respectiva persoană, folosim un apelativ în relația cu respectiva persoană, apelativa a cărui vibrație să fie blândă, adică un apelativ cu o vibrație 2, un apelativ eventual cu o vibrație 3 sau cu o vibrație 5, dar cel mai bine ar fi să folosim un apelativ a cărui vibrație să fie nouă, pentru că <coughs> vibrația nouă, atunci când ne referim la comportament sau la caracter, ne dezvăluie bunătate, ne dezvăluie tandrețe, ne dezvăluie dornicie și exact acele calități care. Uneori lipsesc persoanelor puternice și pe care le putem determina în acest, în acest mod. Acele cifre care ne arată trăsăturile de caracter ale unei persoane sunt cifra destinului și cifra zilei de naștere. Comportamentul unei persoane este determinat de cifra numelui complet, de apelativul folosit, depinde de vibrația apelativului pe care îl folosim în relația cu acea persoană. Și să nu uităm. De asemenea, este foarte important de știut că în profilul numerologic al unei persoane există mai multe vibrații, există mai multe cifre, aceste vibrații, care, mai, aceste cifre care sunt de fapt niște vibrații și care reprezintă niște trăsături de comportament, de caracter sau de personalitate pot fi folosite în anumite situații, pot fi folosite, se pot, pot fi folosite în mod frecvent, pe de altă parte, alte calități pot fi folosite doar în mod excepțional, iar uneori se poate întâmpla ca întregi perioade mai lungi sau mai scurte de timp anumite cifre care reprezintă, așa cum am spus, anumite trăsături de caracter sau de comportament, să nu fie folosite deloc, pur și simplu, să fie închise, să fie izolate, să fie excluse cu bună știință, ca și cum nu ar exista. Acest lucru se poate întâmpla în urma unei traume, în urma unei hotărâri care a fost la rândul său determinată de un șoc puternic. În aceste situații, psihologii sunt cei care ne ajută să ne descoperim, care ne ajută să ne redescoperim, care ne ajută să folosim acele calități existente în fiecare dintre noi și date deoparte, uitate, ținute cu grijă, încuiate. Ne ajută să le descuiem psihologia este bine de știut că ne ajută să ne descoperim, ne ajută să găsim puterea care există deja în noi. Psihologii nu ne ajută să ne schimbăm, nu. Ne ajută să ne găsim, ne ajută să ne regăsim, ajută să găsim acele calități pe care noi deja le avem și uh, cu ajutorul cărora, prin intermediul cărora, uh, vom putea să realizăm anumite lucruri, vom putea uh, să ne reechilibrăm, ca să spun așa. <coughs> Anul 2020, anul 2020, an cu o vibrație universală 4. Vibrația universală este acea vibrație care ne influențează pe fiecare în parte, indiferent, deopotrivă, care ne influențează pe toți, deopotrivă, indiferent de data nașterii, indiferent de numele pe care îl purtăm. Este ideal ca această vibrație universală să se armonizeze să fie cumva compatibilă cu vibrația personală. Vibrația personală se calculează în funcție de data nașterii și ne influențează pe fiecare în parte funcție de data fiecăruia dintre noi. Anul 2020, vibrație universală, deci cea care ne influențează pe toți, vibrație universală 4, de ce 2 plus 0 plus 2 plus 0 egal 4. În acest an, 2020, vom fi cu toții mai practici. Vom fi mai realiști, vom fi mai disciplinați, vom fi mai duri, vom fi mai reci, vom fi mai inflexibili, mai severi, mai dedicați muncii. Vom prefera siguranța, vom prefera să verificăm o dată de două ori, de trei ori, de zece ori înainte de a lua o hotărâre. Nu ne vom teme de efort, vom munci oricât de mult ar fi necesar, <coughs> vom îndura oricât de lipsuri uh, ar fi nevoie, vom fi mai serioși, vom fi mai uh, maturi, vom lucra după un plan chiar, chiar și cei mai. Uh, aiuriții dintre noi, ca să spun așa, chiar și cei aceia dintre noi care uh, nu știu ce înseamnă să se organizeze. Vom fi mai fermi, uh, mai nădejde, mai uh, devotați planurilor noastre. <gângh> Deciziile pe care le vom lua vor fi luate cu încetineală tocmai pentru că ne vom gândi mai mult la ceea ce avem de făcut, tocmai pentru că ne va fi cumva uh, teamă uh, nu care cumva să greșim. Vom lucra, vom consolida și tot ceea ce vom începe nou a construi, vom prefera să construim pe baze solide. Că fie că ne referim la o construcție, da? la o, o casă, la un teren, la o mașină, fiecare ne vom referi la relațiile cu ceilalți. Vom risca cu greu. De fapt, este imprecis spus. Corect ar fi să spunem că nu vom risca. Nu vom risca mai deloc. Vom uita să ne odihnim, ne vom teme de tot ceea ce înseamnă nou. Vom fi mai rigizi. În schimb acest an 2020 este un an perfect pentru cei care își doresc să mai achiziționeze o casă, un teren, pentru cei care au o casă în construcție. Este anul perfect pentru așa ceva. Cei care <coughs> au de lucru mult care să zicem că au determinat o carte, pentru cei care au proiecte în derulare foarte importante vor fi dedicați exclusiv muncilor. Aproape că nu vom avea timp de trăgălășenii, nu vom avea timp de prieteni, nu vom avea uh, timp uh, să ne exprimăm sentimentele, nu ne vom permite să simțim altceva decât ceea ce uh, vom simți, ne vom simți a fi datori să realizăm. Luna ianuarie a anului 2000, ce mai am aici? A, aici am, da, luna decembrie. Luna ianuarie a anului 2020 este o lună cu o vibrație universală 5, după ce a trecut Revelionul, bineînțeles că Vom simți cumva nevoia să ne relaxăm, dar ne vom relaxa într-un mod constructiv. Să nu uitați că, totuși, vibrația anului 2020 este o vibrație universală 4 care ne îndeamnă la muncă. Deci, vom, vom simți cumva că suntem noi, dar în același timp, sentimentul responsabilității nu ne va da pace, astfel încât vom fi deopotrivă adaptabili, vom fi fermecători, vom fi uh, uh, ușor superficiali, dar în același timp vom fi conștienți de faptul că trebuie să rămânem până mai târziu la serviciu uh, pentru a recupera, că trebuie să uh, fim mai practici, pentru că asta este situația. Însă vom fi deosebit de convingători și vom folosi, ne vom folosi farmecele pentru a-i convinge pe cei de lângă noi. Vom fi vânzători străluciți și în același timp vom fi nerăbdători, vom fi aventuroși și ceva mai curajoși. Dacă vă doriți să schimbați ceva în viețile dumneavoastră, luna ianuarie este o lună foarte bună. De altfel, lunile ianuarie și octombrie vor fi foarte bune pentru așa ceva. Luna februarie este o lună cu vibrație 6, este de fapt lunile februarie și noiembrie. Au o vibrație. 6 fiind luni ale responsabilității uh, excesive. Vor fi luni în care uh, vom fi mai. Uh, serioși, mai grijulii, în care nu vom refuza niciun fel de ofertă în care ne vom implica, vom simți nevoia familiei, vom avea nevoie de sprijinul familiei, atenție însă, este, sunt luni bune pentru dragoste, căsătorie și divorț. da, știu să nu râdeți S pentru cei necăsătoriți sunt luni bune pentru căsătorie pentru cei care au deja o familie trebuie să atragem atenția că riscul discuțiilor puternice riscul discuțiilor legate inclusiv de separare va exista pe parcursul acestor două luni adică februarie și noiembrie. Lunile martie și decembrie, luni cu vibrație universală 7, această vibrație universală 7 care ne va îndemna să fim ceva mai încăpățânați, să dorim liniște, singurătate, vom fi mai ermetici, vom fi însă mai intuitivi, vom simți ce urmează, parcă a se întâmpla. Ar trebui să dăm crezare inimii și sentimentelor și să fim mai puțin practici în aceste, în aceste două luni în care inima și sentimentele par să, să primeze. Vom fi deosebit de încăpățânați, și trebuie să avem grijă pentru că nu vom asculta sfaturile nimănui, vom prefera să ne dăm singuri de lucru, să ne dăm cu capul de pragul de sus pentru a-l vedea pe cel de jos. În același timp, vom fi parcă mai studioși, mai intuitiv. vom prefera să lucrăm singuri. Luna aprilie este o lună perfectă pentru bani, pentru muncă, pentru atenție la detalii, dar este o lună prin excelență a luptei. Este o lună a luptei cu noi, în noi, dar este și o luptă, o lună a luptei cu ceilalți, a noastră cu ceilalți, a cumva a popoarelor între ele este o lună a nemulțumirii. Deși este o lună în care putem face bani mulți, deși este o lună în care putem realiza foarte multe, ne va deranja acel amănunt care ne sâcâie și care determină cumva Lipsa perfecțiunii. Ne vom dori perfecțiunea, ne vom dori să ne depășim, să ne autodepășim. Vom fi însă deosebit de eficienți, deosebit de buni executanți, ambițioși, raționali, nerăbdători, insistenți și materialiști. Este o lună în care atenția la detalii este deosebit de importantă și în care. Putem câștiga o bătălie dacă știm, dacă înțelegem cum să speculăm orice uh, scăpare, orice neatenție a adversarului. Este în același timp uh, o lună după faptă și răsplată. Dacă muncești ai, dacă nu muncești nu ai. Nu este uh, luna lui Picăpară, Mălăiață, în gura lui Nătăfleață, nu vă gândiți că nu veți avea. Este o lună în care veți primi bani dacă veți insista să primiți bani. Luna iunie este o lună cu o vibrație universală nouă. În această luna mai, iertați-mă, este o lună cu o vibrație universală nouă. Această vibrație universală nouă a Lunii mai, păi gândiți-vă că în luna iunie vor avea loc alegerile locale în anul 2020, deci probabil în luna mai se vor întâmpla o mulțime de lucruri dramatice. Vor fi multe separări, multe rupturi, multe disensiuni, multe trădări vom se va petrece sfârșitul în multe dintre relații de orice fel. În schimb este o vibrație care ne ajută să finalizăm proiecte începute și lăsate neterminate. Este în același timp o vibrație care ne avertizează în legătură cu începerea noilor proiecte. Adică nu începeți proiecte noi într o lună cu vibrație nouă. Mai mult de atât, dacă doriți să rupeți o relație, mai gândiți-vă, mai stați puțin, mai așteptați și luna aceasta pentru că s-ar putea să greșiți, fiind mai impulsivi, simțind nevoia să vă rupeți repede de tot ceea ce vi se pare dumneavoastră ineficient, insuficient, dureros, total lipsit de importanță și care atârnă și care vă deranjează, luna viitoare s-ar putea să vă pară rău, așa că așteptați pe parcursul acestei întregi luni. Pe de altă parte, dacă o relație este dureroasă, este tristă, această vibrație nouă vă ajută să rupeți mai repede această relație, cu mai multă ușurință și cu mai puțină durere, aș putea spune. Această vibrație nouă a lunii mai, în același timp, este... ne îndeamnă să fim mai generoși, ne îndeamnă să fim mai blânzi, ne îndeamnă să fim mai buni, ne îndeamnă să-i ajutăm pe cei aflați. În necazuri, chiar ne îndeamnă să fim buni, și poate că uneori este bine să ne gândim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru care au fost mai puțin norocoși. Va fi trist, însă, că această vibrație nouă, care se nimerește în anul 2020, a fi taman în luna mai, luna în care. Luna dinaintea alegerilor locale, și care se confundă cu pomenile electorale. Eu zic să fiți buni chiar dacă se va interpreta greșit, și chiar dacă se va spune, și fiți generoși, chiar dacă se va spune că a fost vorba despre o pomană electorală. Poate că da, poate că nu. Poate că acei oameni care ajută alți oameni sunt pur și simplu bine intenționați și atât și nu urmăresc. Neapărat temir ce alte lucruri. Luna iunie este o lună cu o vibrație universală 1. Este tocmai bine, este luna începutului în care vom fi cu toții nu doar mai muncitori și mai serioși și mai pragmatici, pentru că așa este anul 2020, ci vom fi și mai puternici, vom fi și mai ambițioși. Vom fi și mai uh, siguri pe noi, și mai independenți și mai rațional, și avem ocazia să uh, arătăm că suntem puternici și că putem fi puternici și că putem uh, avea funcții de conducere și că uh, știm care este drumul pe care trebuie să urmăm. Este în același timp o lună foarte bună pentru a porni pe un nou drum, pentru a începe proiecte noi. Uh, folosiți uh, cu um, cu chipzuință, această luna iunie pentru că vă va ajuta tare mult. Ei bine, luna iulie anului 2020 are o vibrație universală 2 care este vibrația parteneriatului. Bineînțeles că imediat după alegerile locale, viitorii primari mai noi sau mai vechi își vor face echipele, vor bate palma, vor începe noi proiecte, vor semna noi parteneriate. Este o lună în care vom fi cumva mai blânzi, mai înțelegători, mai drăguți unii cu ceilalți, mai pacifiști, aș putea spune. O lună în care ne va deranja în mod deosebită bădărânia și Proasta, proasta creștere. Vom fi însă și mai emotivi, vom fi însă și mai timizi, parcă vom aștepta ca celălalt să facă primul pas, ca celălalt să acționeze. Luna august anului 2020, vibrație universală 3, mai mult noroc, mai mult risc. Ei bine, din a, a, întreg anul 2020, parcă această lună, august, este luna în care ne vom simți mai puternici și mai curajoși, în care a, vom tinde să riscăm mai mult, în care a, vom fi și mai creativi, în care ne vom lua la trântă cu. Orice probleme, în care vom fi însă și mai geloși și mai agitați, în care vom fi mai zgomotoși, în care ne vom exprima chiar mai mult decât s-ar aștepta ceilalți, vom fi mai vocali. Vom avea și simțul umorului. Să nu uităm, însă că uh, vom fi deosebit de energici, vom simți uh, că putem să facem aproape orice. Fiți temperați, mai ales în această lună uh, august cu asta vibrație 3 și mai cu seamă cei care mai cu seamă cardiaci și hipertensivi. Luna septembrie, luna septembrie este luna cu vibrație 4 într-un an cu vibrație, deci o lună cu vibrație universală 4 într-un an cu o vibrație universală 4. În mod deosebit cei care doresc să-și cumpere o casă, cei care doresc să-și cumpere un teren, cei care vor să înceapă construcția, au cele mai mari șanse pentru a face așa ceva Vom fi deopotrivă, serioși, muncitori, practici, realiști, reci Nu vom ști să mângâiem, nu vom ști să mulțumim, nu vom ști să zâmbim Vom ști însă să muncim, vom ști însă să adunăm bunuri de natură materială Folosiți această lună pentru așa ceva Și chiar dacă este septembrie, chiar dacă se mai poate Uh, uh, merge în vacanțe, încercați să fiți activi inclusiv în vacanțe și folosiți această lună uh, de plin. Luna octombrie, așa cum am spus, uh, lunile ianuarie și octombrie au această vibrație universală 5, vibrația relaxării. Permiteți-vă să vă și relaxați puțin, nu e exagerat însă. Relund, uh, Lunii dificile în viitorul an 2020 vor fi lunile martie și decembrie, luni care, pe care noi le vom face a fi și mai dificile prin încăpățânarea noastră. Este bine ca în aceste luni, martie și decembrie, care au o vibrație, vor avea o vibrație universală 7, să avem planuri de rezervă, întrucât planurile noastre se vor dovedi a fi ineficiente, insuficiente, mereu se va schimba câte ceva, se va modifica ceva și atunci și planurile vor trebui modificate. O altă lună dificilă ar putea fi luna mai, care este luna finalul, finalurilor, dar martie, decembrie și mai trebuie să aveți grijă și în ceea ce privește starea de sănătate. Nu exagerați în niciun fel, nu conduceți cu viteză, nu riscați gândindu-vă că sunteți dumneavoastră puternici, rezistenți și că aveți o sănătate de fier. O, schimbări, o nouă șansă, șansa unui nou început ar putea interveni în lunile ianuarie și octombrie cu a lor vibrație 5, în același timp Luna ianuarie, dar și luna octombrie, v-ar putea ajuta în ceea ce privește șansa unui nou început și șansa unei vindecări. Se spune că orice tratament început într-o lună, într-o zi, într-un an cu vibrație 5, la orele 5 ale, ale zilei, ar avea șanse mai multe implicare, căsătorie, dar în același timp și șansă de divorț lunile februarie și noiembrie care au o vibrație 6 bani și atenție la detalii în luna aprilie, iar muncă și acumulări materiale în septembrie. Mai puternici, mai siguri pe noi, mai tiranici însă în luna iunie. Cam acesta ar fi pe larg anul 2020 cu fiecare lună în parte și caracteristicile fiecarei luni. Revenim însă luna decembrie anului 2019, încă anul 2019 care are o vibrație universală 3 an 2019 care ne-a dus deopotrivă și agitație și crize nervoase, dar și energie suficientă pentru a face față oricăror probleme și noroc. Luna decembrie, vibrație universală 6, vibrația care ne determină să stăm pe lângă familii, să ne gândim mai mult la ai noștri să simțim nevoia de a împărtăși cu cei din familii chiar și griji, dar în general tandrețe, bucurie și sărbători. Ziua de 13 decembrie este o zi cu o vibrație universală 1. Ce se întâmplă în această zi de 13 decembrie, care va fi vineri, adică mâine, vineri, 13 decembrie, vibrație universală 1. Vom fi mai individualiști, vom fi mai tiranici, vom fi mai activi, dar și mai direcți, dar și mai concentrați, dar și mai nerăbdători. Vom avea convingeri ferme. Este o zi foarte bună pentru a începe noi proiecte. 14 decembrie, sâmbătă, vibrație universală 2, vom fi mai diplomați, dar și mai nehotărâți și ceva mai timizi și mai retrași. Vom planifica totul cu mai multă atenție, vom aștepta momentul potrivit pentru a acționa, vom fi mai meticulos și este o zi perfectă. Pentru parteneriate, pentru semnarea contractelor a parteneriatelor. Ziua de 15 decembrie, cu sa vibrație universală 3, ne aduce energie. Da, vom fi mai extravertiți, vom fi mai sociabili, vom fi mai norocoși, mai geloși, mai fără a Mintea parcă va fi mai iute, vom fi mai nervoși, ne vom consuma mai repede, ne vom manifesta exploziv, așa că atenție, nu exagerați. Ziua de 16 decembrie 2019, vibrația universală în această zi, vibrația universală 4 ne va determina să ne autodisciplinăm, să muncim mai mult, să fim capabili de mai mult efort vom fi mai hotărâți, mai fermi, vom avea nevoie de mai multă siguranță și vom fi deosebit de ocupați, nu vom avea timp de toate prostiile. Iar 17 decembrie, cu a sa vibrație universală 5, ne va determina să fim mai comunicativi, mai versatili, mai adaptabili, mai analitici, mai aventuroși chiar. Uh, să ne vindem bine imaginea, vom fi mai curioși, îi vom vedea pe ceilalți așa cum sunt ei în realitate, uh, ne va deranja dacă ceilalți vor încerca să ne păcălească, să ne folosească, uh, vom fi mai indulgenți cu propriile persoane, ceva mai superficial, așa că atenție dacă intenționați să semnați contracte importante. Uh, iar ziua de 18 decembrie, cu asta vibrație universală 6, ne va determina să fim responsabili, să fim echilibrați, să lucrăm peste program, să fim cinstiți, curioși și să oferim sfaturi, mai ales celor care nu vor avea nevoie de ele. Ziua de 19 decembrie, vibrație universală 7, vom fi mai individualiști. Mai intuitivi, mai profunzi, mai retrași, mai încăpățânați, mai analitici, dar și mai misterioși. Așa vom fi cumva greu de atins, vom fi mai încăpățânați, dar mai îngânfați, mai retrași, ne vom ocupa mai mult de ceea ce simțim decât de ceea ce gândim vom fi mai ascunși, emoțiile ne vor fi profunde, vom fi mai melancolici, ne vom gândi mai mult la zăpezile de altă dată. Așa cum spuneam, această vibrație șapte ne determină să fim mai mult cu gândul într-o altă lume, într-o lume ideală sau cu gândul la cei care au plecat dintre noi, decât la ceea ce vedem la ceea ce pipăim, la ceea ce putem mirosi. Folosiți, folosiți cu multă grijă fiecare zi pentru că este important să știți cum să folosiți fiecare zi în parte, să știți cum să o adaptați nevoilor dumneavoastră. <coughs> nu mai discutat de mult despre. Amulete și despre talismane. Știu eu că intenționam la un moment dat să vă povestesc despre talismane și despre cât de importante sunt acestea. Confecționarea și încărcarea talismanelor este foarte, foarte importantă. Talismanele ce sunt, sunt, așa cum scrie în cartea amulete și talismane pentru începători cum se ale, cum se confecționează și cum se folosesc obiectele, obiectele magice. Talismanele sunt obiecte concepute pentru a conferi anumite puteri, pentru a conferi protecție, curaj și energie celor care le poartă sau celor care le dețin. Este important să reținem că <coughs> talismanele oferă întotdeauna posesorilor lor avantaje specifice și de obicei sunt confecționate pentru a servi unui anumit scop. Aceste talismane pot fi confecționate din aproape orice material, deși în mod frecvent sunt făcute din metal piatră sau pergament și inscripționate cu cuvinte sau desene. Adesea ele sunt confecționate în momente cu semnificație spirituală și cosmică, pentru, tocmai pentru a putea furniza putere și energie oricui le posedă. Uh, cele mai puternice sunt, de fapt, cele realizate de posesorii lor, așa că cel mai bine ar fi să învățați să vă confecționați singuri uh, aceste talismane. Oh. <coughs> Obiectele magice norocoase și amuletele pot fi de obicei găsite sau cumpărate, dar talismanele uh, trebuie confecționate. Cauza este faptul că ele sunt destinate anumitui, unui anumit scop, iar mintea, corpul și emoțiile utilizatorului sunt toate implicate în procesul de creare a talismanului. Când vă confecționați propriul talisman? intrați, ca să zic așa, în rândul multor magicieni de faimă, cum au fost Cornelius Agripa, Teofrast, Paracelsius. În primul rând trebuie să știți și că trebuie să vă concentrați în momentul în care dumneavoastră Concepeți și lucrați la propriul talisman, să vă concentrați la ceea ce doriți de la acest talisman. Trebuie să rămâneți concentrat asupra țelului dumneavoastră tot timpul cât lucrați la talisman. Puterea voinței dumneavoastră și scopul joacă un rol vital în crearea unui talisman eficient. Pentru succesul unui talisman sunt esențiale patru elemente. Materialul, modelul, energia și, nu în ultimul rând, credința. Trebuie să vă gândiți bine ce fel de material uh, alegeți să utilizați. Aspectul talismanului finisat are un rol în eficiența lui finală. Spre exemplu, un cerc de argint frumos gravat arată mult mai magic și mai puternic decât același model măzgălit pe o bucată de hârtie ruptă dintr-un caiet. Merită să folosiți cele mai bune materiale pe care le puteți găsi atunci când vă confecționați un talisman. Chiar mai important, însă, decât aspectul este faptul că totul în Univers, și aici este foarte important, vibrează pe o anumită frecvență. În consecință, atunci când alegeți materialele adecvate, țineți în mână o gamă de variante și vedeți pe care care vi se par dumneavoastră cele mai potrivite, cu care simțiți dumneavoastră că uh, fuzionați că uh, cel mai bine, cu care simțiți că sunteți compatibili. Modelul este foarte important. În timp ce vă confecționați talismanul, trebuie să fiți atent să vă canalizați energia către scop și credința. Este foarte important ca dumneavoastră să aveți încredere și credința că acel talisman vă va fi de folos. Nu uitați până săptămâna viitoare când ne vom revedea la o nouă ediție a emisiunii 1-2-3 Milena împreună cu numerologul Milena Haleț. În această seară, de la orele 19, puteți urmări emisiunea Ce frumos e la noi cu Gigi Haleț, emisiunea în care veți descoperi o mulțime de lucruri noi, deosebite, extraordinare. Până săptămâna viitoare, să fiți fericiți! La revedere!